Dimineața zilei de sâmbătă a venit cu o veste șoc pentru iubitorii handbalului din județ. Mihaela Brândușe, fostă viscreanu, a decedat în jurul orei 7 la vârsta de 33 de ani, după ce de câțiva ani s-a luptat cu o boală incurabilă. Mihaela Viscreanu era originară din Bacău, iar în 2001 s-a transferat la formația condusă de Gheorghe Tadici, evoluând la Zalău până în anul 2010. Mișu, cum îi spuneau colegele de echipă, a cunoscut gustul performanței la scurt timp după ce a ajuns în handbalul zălăuan, devenind vicecampioană și campioană națională cu echipa de junioare 1 a clubului sportiv școlar, pregătită la acea vreme de Lena Tadici. A urmat pasul spre echipa de senioare, Silcotub Zalău, cu care a devenit triplă campioană a României. În memoria fostei handbaliste a fost ținut și un moment de reculegere la începutul partidei de ieri dintre Handball Club Zalău și Dunărea Brăila, încheiat cu scorul de 28 la 25. Și acum o să ținem un moment de reculegere în memoria celui care a fost Mihaela Viscreanu Brândușe, fostă componentă a echipei de handbal din Zalău. A decedat la 33 de ani. Are 3 titluri de campioană a României la senior pe echipa din Zalău, un titlu de campioană și un titlu de vicecampioană la junioare cu echipa CSS Zalău. Conducerea administrativă și tehnică a echipei, precum și colegele din teren și din tribună, sunt alături de familia greu încercată în aceste momente. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească. Chiar dacă în 2010 s-a despărțit de formația zălăuană, Mihaela Viscreanu a mai rămas câțiva ani în orașul de la Poalele Meseșului, căsătorindu-se în 2011 cu zălăuanul Marius Brândușe. Nașii de cununie au fost Ana Maria și Gabi Șomoi. Fată deosebită care, încă o dată spun, regretă extraordinar de mult situația care s-a întâmplat. Viața e așa cum e, nimeni nu știe când îi vine finalul, dar vorbisem cu fetele să jucăm inclusiv în memoria ei. Mihaela Brândușe suferea de câțiva ani de o boală incurabilă. Dumnezeu să te odihnească în pace!